mai în privința pălăriilor, mi le aleg singură. În rutul capului n-aș lăsa pe altcineva să se amestece. Ia uite, ia uite ce frumos e garnisită, nu-i așa că am gust? Adevărat, pepenașii ăsta sunt de frumusețe rară. Ce pepene, madame? Nu vezi că e piersică? Bagă de seamă, voi fi primul impresar în Anglia. Lasă teatrul. Îți dau cuvântul meu de onoare că te voi face celebritate mondială la Orfeu. Ai sprăvit? De luni de zile numai despre asta îmi vorbești. Ascultă-mă, Robert, eu de teatru nu mă las. Mai bine fă-mi plăcerea și hai să facem o repetiție pentru mine. De ce râzi de mine? Hai să repetăm. Dacă vrei tu, să repetăm. Ce ne-am oprit? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Un accident? Mai de mine, nu e locul curat. E atentat. Mai de mine. Un accident, sigur. Un accident. Nu-i nimic.
Ce ai tras semnalul de alarmă, domnule? Da, dar n-ai văzut? Ne-a luat vântul pălăria. Și pentru atâta lucru oprești trenul? Da, da, ai idee ce pălărie e asta? Dar e fine de tot, domnule. O port de 4 ani. Lumea asta o să te costă 5 lire amendă. Face ca să văd multa din Italia. Hai sus. Nu, nu, un moment, că ăsta nu-i vagonul meu. Nu. Ăsta e vagonul meu. Gata! Drăguță e frâna, semnalul de alarmă. De când eram copil, îmi plăcea să-l trag. Nu te tentează? E o senzație delicioasă. Delicioasă dacă am scumpă. Da, într-adevăr. Încotro? La este. În vizită la familie? Nu, mă duc să dau o reprezentație. Ah, sunteți artistă? Da. Numele și adresă. Da. Poftim. Ce e asta? Adică cartea mea de vizită. Asta. Asta. O, pardon. Poftim. Păstrează și pasă că poate să ai nevoie de ea. Cum ai pătruns dumneata aici, domnule? M-a adus baza. Știi că te-ai așezat pe locul meu? Da? Parol? Ar fi mai bine să te scol. Bă, dacă ți-i vor fi, chipu-te. Mă scol. Știi că te-ai așteptat pe pălăria mea. Dacă îți face plăcere, stai și dumneata pe pălăria mea. Rău faceți că mă dați afară. Ați fi petrecut de minune cu mine. Ah, adio. Adio, frumoasă artistă. Adio. Nu te mai supăra că te faci urât. Cine e idiotul ăsta? Nu-l cunosc, dar e foarte drăguț. Nu-ți dau voie să stai de vorbă cu toate haimanalele. Dar cu ce drept? Cu dreptul unui om care ți-a cerut mâna de 20 de ori. Și pe care l-am refuzat de 20 de ori. Scuzați, mă rog. Iar aici, domnule. Iar aici. Mi-am uitat pălăria. Am mulțumesc. La revedere. La revedere. La revedere. Să știi că dacă tipul ăsta mai vine pe aici... Să știi că pe individul ăsta... Biletul. Mă rog, aici schimbăm trenul pentru Essex? Da. Da? Cred că n-am pierdut corespondența din cauza întârzierii. Cred. De? Aha. Pălărioara mea. Să le cuză de ea.
Pardon. Sfârșit, iată-ne și aici. Ei, uite-te mai bine, domnule. Papagalul! Unde mi-e papagalul? Încet! Mai bine lui tai acolo. Ia te rog, știi? Ia te rog. La revedere, bătrânule! Complimente doamne și copiilor! La revedere, să-mi scrii! La revedere! Nu-i nimeni în gara asta blestemat. Binecuvântați fie semnalul de alarmă. Fără el nu te întâlneam. Vremea o să treacă pe nesimțite în tovărășia unei persoane așa de încântătoare ca dumneata. Prea încântătoare chiar. Domnule! Dumneata, n-ai de gând să mai lași lumea în pace? Aici erai, puiule. Eu te credeam în tren. Ei, domnule! Când pleacă trenul la Essex? N-auzi? Când pleacă? Dumneata să fii sănătos, domnule. A plecat. Nu se poate. Dar trenul următor. Mâine dimineață. Ce face? Bine, dar mâine dimineață avem repetiție generală la Essex. Treaba dumitale. N-am putea închiria un tren special? Pe linia asta nu umblă trenul special, domnule. Numai din cauza dobitocului ăstuia am pierdut legătura. Dobitocul nu sunt eu. Nu, eu. Nu. Nu. Vieții copii. E noaptea lor de nuntă. Ei, Hamal. Mă rog, eu nu sunt Hamal. Eu sunt Black, șeful stației. Tot ai. Ia spune-mi, te rog, mai așteptăm în legătura cu Essex? Exact 9 ore și 42 de minute. Vai de mine! Ha, lauză așa noapte de nuntă. Frumos lucru dragostea. Nu-i așa, păpușicu? Eu nu sunt păpușica dumitale. Ce mă ferească, Dumnezeu! Eu trag la hanul din sat. Mi-au făgădit o trăsură. Nu e niciun fel de trăsură pe aici. Voi telefona? Hanul n-are telefon. Atunci fii bun și telegrafiază la Essex să ne trimite un automobil. Am să încerc, dacă excelențele voastre sunt atât de grăbite. Mergem în sala de așteptare când ne udă ploaia. Ai dreptate. Vine furtună mare. Ce mizerii, ce mizerii. Intră, stimată doamnă. Uite unde ne-am poticnit. Bine am ajuns. Doamne, ferește de mai rău. De nu ne ardă afară și de aici. Ce prăpăriți. Toate astea numai din cauza pălăriei dumitale.
sărută-mă. Ce ghinion, domnule, ce ghinion. Mă simt tare istovită. Vezi ce deștepte, Coco? Spune toate. Răspunde și întreabă. N-aveți nicio grijă, s-aranjează toate. Eu cred că hamacul ăsta o să fie cam greu de dormit. În schimb, sufrageria mi se pare de primul rang. Bine să petrecem noi aici până la ziua. Cum văd eu, nu prea sunteți încântați de mine. În schimb, eu sunt în al nouălea cer. Cel puțin dacă am fi luat ceva în vagonul la restaurant. Ai dreptate, eu mor de foame. Poate că are mi se zbărs ceva de mâncare. Cu plăcere, dar n-am nimic. Pardon. De cam frige papagalul. Nu știu aici. Nerone. Dar ce acolo? Nu, nimic. Pardon. Trebuie să găsim ceva de mâncare. Doar nu o să murim de foame. Ei, mirosul meu îmi spune că dincolo trebuie să fie un bufet. Ia să vedem. Poate găsim ceva. Aprevu? Nimic. Bufetul ăsta e mai gol decât stomacul meu. Ține-mă, caleșină. Ura! Am dat un sandwich. În sfârșit un sandwich. Dă-mi și mie jumătate. Tare mai e. Să tot aibă 2-3 ani vechime. Ce ne facem? Ocus pocus preparatus. Am dat lovitura. Bine, dar asta e valiza lui Mr. Stern. Ei, și? Nu o să facem aici cură de slăbire, nu? Poftim. Parcă am fi primii oameni din paradis. Eu sunt Adam, nata ești Eva, și Mr. Burns e șarpele. Poftim. Ah, ce bine e să nu fii omul singur pe pământ. Da, e foarte frumos când te iubește cineva. Nadar, iubești? Iubești mult? Foarte mult. Da, bă, și merită. E un adevărat gentilom. E răsfățat-o femeilor. Ascultă, dar despre cine crezi dumneavoastră că e vorba? Despre el? Unul e el. A, nu cumva crezi că e Robert. A, Robert îl cheamă secretul al dracului. Ce-ai cu bietul băiat? E un imoral. Vrea să ia de nevastă. Da. Pe mine nu mă ia nimeni. Asta nu se știe. În niciun caz nu o să fie Robert. Nu? Plumaia nu ți-e logodnic și nici nu-l iubești. Nu? Atunci, inima dumitale e liberă? Liberă. Ca pasărea cerului. Ca marea. Ca vântul. În cazul acesta, dăm voie să intervin pe lângă nata pentru un gentilom care e foarte cum se cade, foarte simpatic. De care trebuie să îndrăgostești imediat. Unde? Păi, dragi, în fața dumneavoastră. Da, ce spunem, cum te cheamă? Ghiți. Măcar inițialele. Mod. Nu? Atunci, Meri. Mary. Ca amintire.
Ce-ai căutat la bufet cu individul ăsta? Nimic, nimic. Am căutat ceva mâncare. Păi se poate mâncare mai bună ca ea? Dacă te mai văd odată în apropierea ei... Stai, dure. Ia ta dorești? Domnul? Na, cât pace să te uiți, uitatea relele. Merele mele, m-au jefuit. Nu-i nimic, am avut noi grijă de dumneata. Ia uite, sandwich-ul păcii. Domnule, te rog. Na, păcată Dumnezeu, bunătate de sandwich. De cum se vede, nu prea ești bine dispus. Rău faci. Starea de așteptare e ca viața. O iei în glumă și te înveți cu ea. N-am dreptate? Așa e. Bufetul e gol, dar sufletul e plin. Aici e restaurantul iluziilor. Doamnelor și domnilor, să ne închipuim că aici putem găsi de toate. Vrei un măr? Poftim! Nu? No? Pardon. Dumneata vrei un copil? E bun? Foarte bun. Și pentru tânăra pereche, fiindcă e în voiaș de nuntă, șampanie. Doamnelor și domnilor, acum începe concertul și programul extraordinar. Mary and Teddy. Lista de bucate eu aici vă prezint. Să alegeți din toate. Servicii cremoi, poftit, aripe de pui prăjit și cu maioneză le servit. Mult îmi place mie să te privesc, Mary, după tine mă nebunesc. De mult aștept, iubita mea, mereu, mereu te voi chema. Inima-mi bate cu dor nebun, dulcile cuvinte vreau să le spun. Vreau să văd cu tine zările pe mine. Inima să-mi dai un fi bine să plecăm. O fi departe? Vreo 4 kilometri de aici. 4 kilometri? Da. Pe jos? Pe vremea asta? Dar ce-ați înnebunit?
Și pe deasupra sunt și cu pantofii cei noi. Atunci să rămânem aici. Ba nu o să rămâneți deloc. Ce vorbă e asta? E vorba e că eu trebuie să închid. După ce pleacă ultimul tren, nu mai rămâne nimeni aici. Poate vrei să ne dai afară pe ploaie. Ei, nu face nimic. O să mai creștem puțin. Ei, și acum, poftiți afară. Ne dai afară? Poftim. Încearcă cu mine. Poftim. Bravo, bravo. Mă nebunesc după meciurile de box. O să mai curgă puțin sânge. Ce tot a zmus lumea, domnule? Sânge? Doamne, păzește! E și ce o să se întâmple? Cel mult o să se omoare. În calitatea mea de medic, interzic ca doamnele să fie date afară pe vremea asta. Prea bine, domnule medic. Dar dumneavoastră să răspundeți de ce se va întâmpla. Mă rog, și ce nenorocire are să întâmple? Se vede că n-ați auzit de stația asta blestemată. Aci e lăcașul stafiilor. Iisuse Hristoase, stafii? Da, da. Stafii, sufletele morților dau târcoale pe aici. Dau târcoale? Vai de mine, ce ne facem? Ia slăbește-ne cu prostiile astea. Prostii pentru dumneata? Eu sunt om sărac, dar n-aș rămâne aici noaptea nici pentru 5 lire. Glume. Glume? Bine, atunci am să vă spun. Acum 20 de ani, într-o noapte ca asta, a murit șeful stației, unul Ted Holmes. Știți podul acela? Care? Podul acela mare, peste apă? Da, podul cel mare. Nu. Nu l-am văzut. Ei bine, podul se desface. Trebuie deschis numai când vin apele mari, ca să treacă vapoarele. Ei bine, de 20 de ani nu mai funcționează. Să vedeți. Acum 20 de ani s-a telefonat din Essex că o să vie un tren special și trebuie închis podul. Ted Holmes a răspuns că o să-l închidă. Asta a fost ultima lui vorbă. Pe urmă? Acolo s-a prăbușit sărman. A rămas trăznit pe loc. Vai! Și-a dat podul, a fost deschis și Holmes a căzut mort. Trenul se apropia cu 90 de kilometri pe oră. Williams a văzut prăpastia și a frânat brusc. Dar degeaba, osiile s-au prins, s-a auzit o explozie și trenul a bușit în prăpastie. Ce grozăvie! Dar călătorii! N-a scăpat niciunul. Williams, mecanicul, a sărit din tren și s-a târât rănit ca vai de el până la stație. L-au găsit rezemat de ușe. Înnebunit. Astea sunt tot glume? Dumnezeule! Ce umble cu de-astea? Un accident de tren și atâta. Nu se prinde. Nu va ajunge. Mie și acum mi se zbârlește pânul pe cap. Spune! 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 Ce mai are de Michel? De atunci, în fiecare noapte, umblă pe aici stafii, sufletele celor morți. Atunci, o să vie stafiile și în noaptea asta? Da, da, și în noaptea asta. Semnal sună și trenul năvălește în stație. Frâna scârție și roata sfârie. Dacă scârție, trebuie să fie un tren de marfă. Niciun tren adevărat nu trece noaptea pe aici. Acesta este trenul strigoilor, care duce sufletele călătorilor înnecați. Eu mi-am făcut datoria. V-am spus. Acum mă duc. Am nevastă și copii.
Fricosule. Da, sunt fricos. Recunosc. Dar o fac în interesul dumneavoastră. Când veți auzi trenul, să nu vă uitați pe fereastră, fiindcă... Fiindcă? Fiindcă cine vede acel tren poate să spuie amin vieții. Să spuie vieții bun rămas. Dumnezeu să-l ierte. Copilării, nu trebuie să credem. Spune-mi, crezi în fantome? Sigur că da. Dar, dumneata? Ah! Ce este? În magazie. Acolo. Ați auzit? E cineva înăuntru. Magazia e goală, imposibil. Ce-o fi? De ce nu te duci să vezi? Du-te, dumneata. Am-o cu plăcere. Nemaipomenit. Nu era nimeni acolo. L-am pasat stins. Râde. Să știți că am nebunit. Ce ne toți speriați? Și dumneata te-ai speriat? Nici prin gând nu-mi trebuie. Nu? Bravo! Bravo, mie-mi trebuie o femeie curajoasă. Dar ce nevoie ai dumneata de o femeie curajoasă? Ca să-mi ducă greu căsnicii. Tocmai eu? Tocmai, tocmai. Mută-ți gândul. Nu mut gândul, fiindcă Dumnezeu te-a creat pentru mine și pe mine pentru dumneata. Atunci te-a creat într-o ureche. Am terminat cu dumneata. Domnule, cum ți-o fi zicând? Dumneata, crezi în trenul fantomă? Pe mine nu mă cheamă, cum ți-o fi zicând. Pe mine mă cheamă Robert O'Brien. Și în pleacuri de-astea nu cred. Apropo de trenul fantomă, să vă povestesc ceva. Într-o stație, tot cam ca asta, rămăsese câțiva călători. Printre ei... și o cucoană bătrână cu un papagal. Și a murit. Papagalul, nu cucoana. Ea sfârșește, domnule. Povestea s-a întâmplat la Golders Green. Nu cunosc nicio stație cu numele ăsta. Dar ce ți-a spus eu că e stație? E un crematoriu. Doamne Dumnezeule! Acolo, cadavrele reci sunt împinse în cuptorul fierbinte. Mai tași, domnule, ai nebunit? Bărbați de o parte, iar femeile de cealaltă parte. Și ca să-i mai lase în pace. Întrucât privește pe baba cu papagalul... Nu! Nu mai vorbi de asta! Și atunci să vă povestesc ceva mai vesel. Într-un vagon de dormit a fost omorât un călător. Când i-a băgat cuțitul... Asta la dumneata se cheamă vesel? Ascultă, domnule, dacă nu taci... Dar sensibil mai ești, dumneata. Acolo! 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 Ce e acolo? Am auzit un zgomot. S-a întâmplat ceva înăuntru. Să știți că s-a întâmplat ceva. Poftiți? N-au făcut nimic, săraci. Probabil că a căzut un sac cu cartofi. Dar nu-mi plac mie cartofii niciodată. Ba, ce să spui, eu mă înnebunez pe cartofii prăjiți. Dar cum văd eu, fantomele nu vin. Îmi iau un bilet de casa a treia și o șterg. Toate astea pentru pălăria dumitale. O să-ți cer desfăgubiri la tribunal. Dacă vrei, ce-o fac cadou? Dar veni odată mașina. Cum văd eu, vrei să o ștergi de aici? Da, dar nu simt. Ce cavaler! Nu-mi fac decât datorie.
vă plecați în afară. Salutul în tren interzis. La rând, la rând, fiindcă altfel nu căpătați bilete pentru cabaretul fantomelor. Cum văd eu, am un succes fenomenal. Atunci, la cererea generală, am să vă cânt ceva. Lari, la la, 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 la la. Domnule, ești revoltător. Ce nu-ți place glasul meu? Cum vrei să placi? Dragă pe șaleapii, nu pot să ți-l aduc. El e bas și cere leapa mai mare decât un tenor. Lari, la la, 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 la la. Ce individ nesuferiți! N-ai dreptate, dacă n-ar fi el aici să ne distreze puțin, am înnebunit toți de frică. Lari, la la, la la, la la, la la, la. Nesuferitule, dacă n-aș fi femeie, ți-aș arăta eu! Oh, oh, da? Dar fără scandal, poartă-te ca un adevărat englez. Mai sunt și cu coane pe aici. Ah! Ce este? Trigole! Trigole! N-a fost nimic. A căzut oblon. Am să omor dihanii asta. Ați auzit? Cine-o fi? Probabil că trebuie să fie tineri îndrăgostiți. Ăștia au început să mă plictisească. Ah! Repede, doctori! Încet, încet. Dați-mi, vă rog, o mână de ajutor. Pentru Dumnezeu, doctore, ce e pomul ăsta? Nu cumva am... Să vedem, să-l examinez. Uite, ora 11. La ceasul ăsta a murit Olmsted. Doar n-ați crezut copilăria asta. Doctore, nu cumva și-a dat sufletul? Cruzat, de ce-o fi murit? N-are nicio violență. A fost lovit de apoplexie din cauza spaimei. Nu mai pot, mă nebunesc. Duceți-mă de aici, oriunde. E bărbat, doamnă. Nu mai pot, mă prăpădesc. Calmează-te, doamnă. Bietul om e acum în fața tronului ceresc. Ah, mi-e rău. Nu mai pot. Mă prăpădesc. Liniștește-te, doamnă. Puțin coniac chiar face bine. Crezi? Haide, bea, păpușico, bea. Haide, bea. E cel mai bun remediu împotriva spaimei, galbenare, risanții chirii și aromatismului. Alcool eu? Fugi de aici, domnule. Cine are curaj, are și noroc. Da, nu e rău ca miros, da. Nu uita, doamne, că Napoleon bea întotdeauna înaintea războaielor. Și învingea? Asta depinde. E, dacă și Napoleon a băut, atunci treacă de la mine acest pahar. Ești un adevărat erou. Uite,
Hai, hai, mai iau o înghițitură, hai. A început să prindă culori, mititica. S-a mai limpezit ochii. Da. Trebuie să fi fost nostim acum 50 de ani. Oh, nu, s-am bea tot coniacul. Suntem oameni de lume, afară de nebunul ăsta care mi-a dat coniacul să beau. Pardon. Și el este om de lume. Hai, tanti, hai să mergem. Tanti? Tanti e... Tanti e bunică ta. Și crezi tu că dacă mă faci pe mine, tanti, ai să-mi tinerești puțin? Atâta timp cât am un băiat frumos lângă mine, n-am habar de tine. Hai, copăcel, copăcel, hai să facem nanii. Domnule, eu fac nanii singur, singur. Pardon. Ce rotund e pământul! Ia uite cum se învârtește singur. Îmi place mie să te privești. Inima să-mi dai goodbye. Ce m-ați adus pe mine aici în bufet? Ce sunt eu, mă rog? Sandwich? Maioneză? Haide, păpușico. Trebuie să dorm puțin. Haide. Uite, dormitorul meu. Toate sunt la locul lor. Noptiera lipsește. Noptiera și ceai de mușețel. Eu nu pot să dorm fără ceai de mușețel. Bine. Kellner, un ceai de mușețel pentru doamna. Fără zahăr. Kellner, cu zaharină. Ce ilumină. Ce mai e? Ce luminat, ce pentru Dumnezeu e aici? Aici sunt îngere. Nu e vorba de dumneata. El. Care el?
Te rog, scapă-mă, scapă-mă. De cine? Să nu mă vadă. Cine? Vine după mine. Poate e aici ascuns undeva. Ajutor, ajutor! Să nu pui mâna pe mine. Nu mai pot îndura. Nu pot intra. Lasă-mă să intru. De ce nu mă lași să intru? E un mort aici. Julia! 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 Cine sunteți? Ce căutați aici? Bună seara, Price. Ah, uite, domnul Stirling. Ce noutăți? De ce nu mai telegrafia să trimit o trăsură? Te-am anunțat în scris. N-am primit nimic. Unde-i sora mea? Ciudat mi se pare să te văd aici în puterea nopții. Dar mie să vă văd pe toți aici. Călători care au pierdut legătura. Eu am venit aici să o caut pe sora mea. A fugit de acasă. Trebuie să fie aici. Sora dumitale? Da. Dinăuntru? Nu i s-a întâmplat nimic. Iulia, ce-i cu tine? Hai acasă. Niciodată. Știi de ce? Nu fii copil. Vino cu mine. Nu vreau. Lasă prostiile. Nu mă atinge. Iartă-mă, îngere, dar doamna e protejata mea. Să protejezi pe cine îți place. Cară-te. Drăguțile, spală, se lupere în familie, nu aici. E treaba mea. Dacă nu te car... Dragă prietene, ne va lămuri Iulia. Să fim calmi. O idee fixă. Îi vine de multe ori noaptea și fuge aici. L-am văzut. A fost înfiorător. Fii cu minte, Iulia. Nu vine niciun tren. Ba vine. Sunt sigură că vine. Văd cum îi învârtește moartea roțile. De altfel, asta noapte s-a întâmplat ceva aici. Ce s-a întâmplat? Black, șeful stației, a murit. A fost omorât? A murit. Zace pe o bancă în magazin. Cadavrul a dispărut. Ce e asta? S-a fi dus la plimbare. Dar ce sunt glumele astea? Domnule doctor, prietenul dumitare se ține de glumă. Nu înțeleg. Despre ce este vorba? Vorba e că mortul nu e magazin. Nu se poate. Dezlegă enigma. Ascultați. Omul pe care l-ați luat drept Black n-a fost Black. A fost Tate Holmes. Mereu se întoarce ca o fantomă. Holmes Tate? Parcă a murit acum 20 de ani. El a fost. Vă spun eu. El a fost. Iulia, vino cu mine. Nu te mai frământa. Nu, bă. Lasă-mă în pace. Mai bine pleacă dumneata să rămâie dânsa. Când va vedea că trenul fantomă nu vine, se va liniști. Bine, mă duc. Pe dumnealor nu iei? N-am cum. Mașina mi-a căzut în șanț. Trimit o mașină pentru domnul doctor și sora mea. Puteți veni și dumneavoastră. Peste un ceas, mașina e aici. Numai să fie pe patru roci. Nebunesc aici. Toată lumea se uită la mine cu ochii holbați. Nu te uita așa la mine. Nu te uita. Ce crezi, că sunt nebună? Nu. N-am nimic. Voi nu știți unde sunteți. Aici e casa morții. Căminul grozăvii. Iadul blestemat. Ah! Pretutinde numai spaimă, numai sânge peste tot, nu mai umblați în sânge. Auziți cum picură stropii, picură, picură.
Anglia, fii cu minte. Ascultați, când se apropie trenul, semnalul va suna. Dar va fi un clopot de groază, roțile trosnesc, mașina huruie. Mor dacă mai văd odată trenul. Iulia, Iulia, liniștește-te. Ce mai stați aici? Fugiți cât mai e vreme ca să nu pieriți cu toții. Fii liniștită, Iulia. Pentru Dumnezeu nu vă e frică? Frică? De ce? De ceasul răzbunării. De balaurul înfricoșat care ne pândește pe toți. Dar ce suntem noi de vină? Ce răzbunare? Răzbunarea celor înecați. Când a venit pentru întâia oară, s-a prăbușit în vale cu un zgomot infernal. De ce ați fugit cu toții? Nu-ți fie teamă, suntem aici. Când va veni trenul, să nu vedeți nimic, să nu auziți nimic, ascundeți-vă. Închideți ochii ca să nu pățiți ca mine. Ce ai pățit, Nada? Nu mai glumi, domnule. Auziți clopotul? Auziți? Auziți? Vine! Vine! Eram sigură că vine! Eram sigură! Lumina! E adevărat! E un tren! Eh, acum o să vedem ceva! Nu! Nu vreau să-l vedeți! Nu vreau să-l vedeți! Clopotele morții sună! Vine! Vine! Auziți? Vine! 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 Îi auzi zgomotul. Gata, a trecut. Oh! Cine acolo? Ați văzut? Sărută-mă. Bună seara! Cu simpatica fantomă, de onoară? Nu, eu sunt șoferul domnului Price. Plecăm? Imediat. Ah. În fine, vom putea scăpa de casa asta blestemată. Vii cu noi? Nu, nici nu mă gândesc. Mie îmi place aici. Aș vrea să mai văd odată fantomele. Te rog, vino cu noi. De ce? Rămâneți dumneavoastră cu mine. Mai ales dumneata. Îmi place foarte mult societatea dumitale. Ce vrei să spui? Nimic, absolut nimic decât ceea ce am spus. Prezența dumitale mi-e necesară. Aș putea spune chiar indispensabilă. Destul cu gluma. Sau nu glumesc de fel, iubitule. N-ai să te miști de aici. Ce mă menți? Nu, nu. Sus mâinile. Te rog să nu faci glume. Vă rog pe toți să mă ascultați. Jos. Jos.
Jos, n-auzi? Și acum, după atâta o steneală, să ne mai odihnim puțin. E, te-ai trezit, îngere. Vine trenul, nu? Te rog, pune valiza aceea pe masă. Mary, ia deschide valiza aceea drăgălașă. Situația asta tristă nu poate suporta muzică ușoară. Dacă nu mă ascultați, trag cu revolverul. Caută în stația Felvel pe Morrison. Caută în stația Felvel pe capitanul Morrison. Caută în stația Felvel pe capitanul Morrison. Atențiune! Gara Felvel trimite semnale morse. Morrison, șeful siguranței, e acolo. Totul e în ordine. Stirling și Iulia, complicea lui, sunt în mâinile capitanului Muriz. Morins cere ca trupele să coboare la marginea râului, împiedicați cu orice preț plecarea trenului. Poliție aici! Ce facem? Nu-i timp de pierdut! Du-te la locomotivă! Deschideți lăzile! Scoateți armele! Povestea cu trenul fantomă e foarte nostimă. Dar nu așteptați la fantomă asta. Eu sunt un strigoi mai al dracului decât voi. Transportul de arme din trenul fantomă nu o să treacă granița. Iată pentru ce a tras imbecilul de mine semnalul de alarmă. Ca să întârziem corespondența și să ne întâlnim cu toții frumușel aici. Ești foarte glumeț, capitane Morrison. Dă-mi revolverul. Deschide radio. Doriți muzică deja sau muzică de operă? Ofensiva noastră n-a reușit. Trenul contrabandiștilor a putut să plece. Domnule doctor! Ah.
Doraș. De ce nu vreți spun? Deschide repede podul! Alo, automobilul poliției e în drum! Atenție! Deschide podul! Orice preț! Manivela, podul e în casa cartonierului! Manivela! Manivela e în casa cartonierului! Moritz, de ce nu răspund? Deschide repede podul! Deschide podul! Manivela, podul e... Atenție! E în capitan cartonierului! Alo, Moritz! Podul! Orice preț, Moritz! Deschide podul! Podul! Manivela e în casa cantonierului. Boris, de ce nu răspund? Deschide repede podul. Boris, de ce nu răspund? Manivela e în casa cantonierului. Podul, deschide podul. Banda fuge. Oprit trenul. Podul. Manivela, podul e în casa cantonierului. Boris. Deschide ușa! Ușa! Deschide ușa! Manivela în casa cantonierului. Deschide podul cu manivela. Cu orice preț, deschide podul. Manivela e în casa cantonierului. Deschide podul cu manivela. Cu orice preț, deschide podul. De ce nu răspunzi? Răspunde! Răspunde! Boris, deschide imediat podul! Podul! Orice preț, alta fuge! Opriți preț! Podul! Manivela podului e în casa cantonierului. Trupele au debarcat. Deschide imediat podul! Podul! Orice preț, Boris, deschide podul! Ce lipsă nu iasă de aici? Podul! Banda fuge! Thank you.
poftiți în vagoane, domnilor, trenul pleacă pentru Essex. Poftiți în vagoane, domnilor. Mary, tu nu vii? Domnule conductor, ziua aveți vagoane de dormit? De ce râde tâmpitul ăsta? Ei sunt fericiți, dar noi... Poftim? Nu înțeleg. Cum? Nu înțelegi că am putea să fim fericiți? Cum? Dacă m-ai iubi puțin. Vai, am uitat-o pe Mrs. Burns. Da, lasă-o pe Mrs. Burns în pace. Mai e timp. Să vorbim de Teddy, care este capitanul Morrison, șeful contraspionajului. Dar în căsnicie, capitanul Morrison se va mulțumi să fie un simplu soldat. Bine. Vom vorbi de asta mai târziu. Acum să vedem ce face Mrs. Burns. Bine. Mulțumesc, asemenea. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a făcut ziua. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic în noaptea asta. Oh. Dar curat că nu s-a întâmplat nimic. Da, hai, trebuie să-i grăbim acum că pleacă trenul. Care tren? Trenul fantomă. Ia.